Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie pentru nativii din zodia Scorpion. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să vedem pentru nativi din Scorpion sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau orice altă planetă importantă în acest semn zodiacal, precum și pentru cei care aveți un Scorpion în viața voastră și sunteți curioși ce îi așteaptă pe acești Scorpioni în luna iulie. Hai să scoatem câte o carte pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, afaceri, situație financiară. Foarte interesant. În primul rând, aici pe partea de dragoste, scorpionilor va trebui în luna iulie să vă asumați mai multă responsabilitate. Pentru cei care sunteți singuri, va trebui să vă uitați atent la viața voastră, la situația voastră și să vă asumați responsabilitatea pentru această stare de singurătate în care vă aflați, să înțelegeți că și voi ați contribuit la acest lucru. Pentru cei care sunteți într-o relație de lungă durată, aici zecele de bâte s-ar putea să ceară de la voi să preluați o parte din responsabilitățile partenerului sau partenerei voastre. E posibil ca partenerul sau partenera voastră să treacă prin niște greutăți, să aibă anumite probleme și să nu mai poată să dedice atât de mult timp relației, familiei, copiilor. S-ar putea să trebuiască voi să fiți cei care gătiți, cei care aveți grijă de copii, cei care vă asigurați că toate facturile sunt plătite la timp sau poate chiar cei care se asigură că aduc suficienți bani în casă astfel încât cuplul vostru să aibă din ce să trăiască. Hai să clarificăm acest 10 de bâte, la ce se referă această responsabilitate pe care scorpionii trebuie să și-o asume în luna iulie. Partea pozitivă cu 10 de bâte este că sunteți foarte aproape de final, sunteți foarte aproape să treceți la nivelul următor, doar că acum, în luna iulie, văd că va fi momentul cel mai dificil, momentul critic în care va trebui să depuneți puțin mai mult efort aici în relațiile voastre, în cuplul vostru, astfel încât lucrurile să iasă bine, să iasă așa cum v-ați dorit. Hai să vedem aici pe partea de dragoste. Interesant. Bun, cu 7 de monede. Văd că acest efort pe care voi îl depuneți acum în relația voastră o să dureze ceva până când o să puteți să culegeți și roadele muncii voastre de acum, roadele efortului vostru. Dar dacă reușiți să vă țineți departe de acest comportament toxic în care căutați motiv de ceartă doar pentru că împăcarea e mai dulce, aici cu regina de bâte văd că o să reușiți să reaprindeți flacăra pasiunii în relația voastră. Pentru cei care sunteți singuri, efortul depus acum o să se vadă iarăși în viitor, pentru că în loc să atrageți în viața voastră oameni agresivi, oameni certăreți, oameni toxici, o să fiți această regină de bute care o să atragă în viața sa un rege. Ce fel de rege? Asta depinde de dorințele voastre. Poate vreți să atrageți un rege de monede, o persoană stabilă, echilibrată, care să vă aducă cu picioarele pe pământ și care să vă asigure traiul, poate chiar luxul. Poate vreți să atrageți un
Regele de Sârb e o persoană foarte logică, foarte inteligentă, cu foarte mult potențial. Poate vreți să atrageți un rege de bâte, o relație foarte pasională, foarte focoasă. Sau poate vreți să atrageți un rege de cupe, o iubire ca în povești. Asta depinde de dorințele fiecăruia dintre voi. Și acum, în luna iulie, cu 10-le de bâte, văd că este momentul să lucrați asupra voastră și asupra viziunii voastre, asupra relației perfecte. Pentru că, dacă vreți să deveniți această regină de bâte și să atrageți în viața voastră regele ideal din mintea voastră, mai întâi trebuie să depuneți această muncă în interiorul vostru, să vă clarificați ce vă doriți. Odată ce știți ce vă doriți, pe urmă universul, da, poate să conlucreze, să vă ajute să se materializeze această persoană în viața voastră. Mai departe, în privința sănătății, pentru scorpioni, în luna iulie avem aici doiul de bâte. Aveți grijă în luna iulie cu substanțele foarte calde sau cu substanțele foarte reci, pentru că de aici puteți să vă accidentați oarecum corzile vocale, zona asta de gât, laringe, faringe, fie că beți apă de la frigider sau mâncați prea multă înghețată și faceți roșu în gât, fie că mâncați o ciorbă prea fierbinte și vă ard la gură, aveți grijă la aceste mici posibile probleme. La nivel mai general, Doiul de Bâte este o carte foarte energică, foarte pasională, o carte care pe etalarea de sănătate ne arată că în luna iulie o să aveți foarte multă energie și ar fi bine să canalizați această energie în scopuri pozitive, benefice pentru voi. Și cum puteți să faceți asta? Foarte simplu, apucați-vă de sport, faceți mai multă mișcare fizică. Acesta este secretul pentru scorpioni în luna iulie. Hai să clarificăm această carte pe partea de sănătate pentru nativii din scorpion, pentru luna iulie. Ok. Văd aici pentru scorpioni că atunci când faceți mai multă mișcare, o să aduceți mai mult echilibru în viața voastră. O să vi se echilibreze hormonii, o să vi se echilibreze somnul, o să vi se echilibreze viața în general. Și cu optul de monede, văd că o să fiți capabili să depuneți foarte mult efort fizic, mai mult decât de obicei, mai mult decât vă așteptați voi să fiți capabili. Și tot acest efort, nu doar că îl depuneți așa gratuit ca să vă eliberați de energie, ba chiar mai mult, vă și ajută. O să se vadă imediat, aproape instantaneu, rezultatele pe corpul vostru, pe organismul vostru. Și din această experiență, din ce se întâmplă aici cu voi, cu corpul vostru fizic, în luna iulie, o să iasă la iveală un mare adevăr. O să vă dați seama exact care este strategia ideală pentru voi. Cum puteți să vă mențineți activi, sănătoși, longevivi și la o vârstă înaintată. Acum, în luna iulie, este momentul în care puteți să aflați această cheie a succesului care se aplică pentru voi, doar pentru voi. S-ar putea ca pentru alte persoane să nu se aplice, pentru că fiecare corp, fiecare organism, fiecare individ este unic și irepetabil. Și ce funcționează pentru o persoană s-ar putea să nu funcționeze pentru altă persoană. Pentru acei scorpioni care aveți o boală cronică, aici cu doiul de bâte, da, e posibil la începutul lunii iulie să se agraveze puțin problema voastră. Dar dacă medicul, specialistul care v-a dat acel tratament o să vă ajusteze dozajul, lucrurile o să iasă foarte bine și foarte frumos pentru voi până la finalul lunii. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor și a carierei scorpionilor, aici avem pe departe cea mai frumoasă carte din această etalare. Avem roata norocului combinată cu energia 10-lui de cupe. Aici planeta Jupiter, care mai stă încă o parte din luna iulie în zodia peștilor, o să vă aducă noroc atât în carieră cât și în dragoste, pentru că 10-lui de cupe ne vorbește despre dragoste. Și tind să spun că pentru acei scorpioni care sunteți singuri,
E posibil să vă întâlniți alesul sau aleasa inimii la locul de muncă sau prin intermediul colegilor de serviciu sau de școală. În orice caz, aici pe sectorul financiar, lucrurile sunt foarte frumoase pentru scorpioni și puteți să beneficiați la maxim de această energie, să vă canalizați aici eforturile, cu toate că cu 10-le de bâte pe partea de dragoste, 10-le de cupe și roata norocului pe partea de afaceri, cred că lucrurile astea cumva o să se întrepătrundă și oarecum viața voastră personală și viața voastră profesională o să aibă din ce în ce mai multe puncte în comun. Hai să clarificăm cum pot scorpionii în luna iulie să beneficieze la maxim de roata norocului. Ok, avem aici niște cărți care au vrut să sară, avem 4 cărți, o să le lăsăm pe toate 4. Avem pajul de bâte, foarte mult entuziasm și foarte multă pasiune. Asul de cupe, iubire, dragoste, ofertă foarte frumoasă. Carul, care o să vă ducă foarte rapid către steaua, către îndeplinirea tuturor dorințelor voastre. Dragii mei scorpioni, atunci când nu mai faceți ce se așteaptă societatea de la voi, atunci când vă ascultați chemarea sufletului, vă ascultați pasiunea, atunci când vă uitați la talentele voastre native și începeți să vă construiți o carieră care să construiască pe baza acestor talente native pe care le aveți, lucrurile o să se desfășoare foarte frumos și cariera voastră o să vă dea, pe lângă împlinirea materială pe care o căutați, și o împlinire spirituală. O să vină și cu acest aspect suplimentar. Și atunci când vă aflați pe traiectoria corectă pentru viața voastră, aici cu carul, lucrurile o să evolueze foarte rapid către steaua, către îndeplinirea oricărei dorințe. Mai ales dacă aveți în viața voastră un rac sau un vărsător, sau dacă voi aveți anumite plasamente planetare în una din aceste zodii. Fiți foarte atenți la racii și vărsătorii din viața voastră, pentru că aceste persoane pot să vă ajute în carieră, să vă ghideze, să vă arate traiectoria corectă, să vă ajute să vă faceți un plan pe termen lung, niște țeluri pe care să le puteți atinge metodic. Per total, lucrurile aici sunt foarte frumoase pentru scorpioni, pe partea aceasta de bani, de carieră, de afaceri. Norocul este de partea voastră, lucrurile sunt foarte frumoase. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și o carte din aceste carduri Puterea Gândului, o carte din acest set de oracol, un mesaj frumos, un gând frumos care să vă ajute, să vă motiveze în luna iulie, astfel încât să vă atingeți toate scopurile, toate țelurile și să profitați la maxim de aceste energii pozitive care au apărut aici în etalarea voastră. Bineînțeles că pe lângă aceste etalări lunare o să continui să fac și etalările zilnice pentru voi, chiar dacă vor fi într-un format redus de un minut pe zi, pentru că vreau să vă folosiți de etalările zilnice ca de niște semne de circulație care să vă ajute să vă ghidați, să vă dați seama exact unde sunteți în traiectoria voastră și cum puteți să o luați pe drumul optim, astfel încât să vă atingeți țelurile. Bineînțeles, majoritatea informațiilor mă aștept să le luați din aceste etalări lunare, de aceea insist foarte mult să urmăriți și etalările pentru ascendentul vostru, pentru semnul zodiacal în care aveți luna sau orice altă planetă importantă în harta voastră natală, pentru că în acest fel puteți să vă faceți o imagine mai completă asupra oportunităților și riscurilor care vă așteaptă în luna iulie. Și acum hai să vedem gândul frumos pentru nativii din Scorpion pentru această lună. Avem aici următorul mesaj pentru voi. Totul este bine în lumea mea. Totul lucrează pentru binele meu cel mai înalt. Din această situație va veni numai binele. Sunt în siguranță. Un mesaj foarte frumos care le spune scorpionilor că divinitatea este de partea lor, universul este de partea lor, trebuie doar să aveți încredere.
Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în etalările următoare. Pa, pa!